a revenit în studio alături de invitatul meu, domnul Crăciun Petru, profesor doctor, și continuăm discuția legată de călătoria în Iran. Rămăsesem la situația în care o femeie, dacă pică într-un păcat, o termină și cu viața. Sigur. Este probabil o lege clară, bine pusă la punct. Considerați, din punctul dumneavoastră, considerați un act de cruzime sau un act istoric de mare vechi? Cruzime, de mare cruzime. V-am spus, deci nu poate face minunat. Închisoare, nu poate face nicio altă pedeapsă decât îi se ia viața. Da. Femeii respective. Da. Asta este din Vechiul Testament. Da. Dacă stăm bine să ne gândim. Sunt niște analogii. Și referitor chiar a fost un incident, deci era, de fiecare țară avea câte o ghidă sau câte un ghid, și mă refer la Serbia, avea o ghidă care îi conducea pe diferite trasee, le arăta orașul Teheran. Team liderul de la sârbi, Stefan, s-a îndrăgostit de iraniancă. Și se vedea așa o apropiere între ei, dar nu să se țină de mână sau să vorbească, să se ducă. Na. Nu. Numai că erau prea apropiați. Adică se vedea, azi vorbeau, mâine vorbeau, tot timpul eram păziți de securitatea iranienă, deci mi-a adus aminte de pe timpul lui Ceaușescu, aceeași senzație, le căreau stațiile, aveau pistolul la brâu, ei motivau prin faptul că să nu fim răpiți, dar în același timp voiau să nu intrăm în contact cu populația. Să aflăm niște lucruri, ceea ce s-a întâmplat atunci în iunie la ei, mare manifestație, până la urmă am aflat că au fost arestați 500 de mii de oameni în piața Teheran, au fost ținuți o lună în pușcărie, studenții după o lună, după ce au fost chinjuiți, spuneau că ei au fost vinovați, că au ieșit în stradă și ei nu protestau să strige, să țipi, să arunce, numai ridicau mâna în sus și aveau o brățară verde. Culoarea verde la ei este culoarea revoltei împotriva regimului, mai ales că alegerile au fost fraudate, deci președintele a ieșit cu 60% atunci în fața opozantului său. Și să revin la team liderul din Serbia, deci după 3 zile de apropiere și după ce au observat securiștii din zona respectivă, au arestat-o pe fată, au dat-o afară din facultate, iar pe team liderul din Serbia au fost obligat să părăsească țara la câteva zile, deci mai devreme decât trebuia. Eram cu colegul meu din... am fost cu inspectorul general din minister, Sorin Trocaru, efectiv am început să-i tremuri genunchi. Noi am pregătit un filmuleț făcut în Iran cu imagini deosebite și le-am prezentat în ședința de bord. Și el se temea dacă nu cumva o fotografie care am pus-o, erau prea apropiați. Un team leader nu vrea să facă rău cuiva. Că noi n-am știut până când am prezentat filmul și a venit cineva apropiat. Ne-am făcut și noi prieteni în Iran și am zis, dar știți ce a pățit? Și tot apropo de prieteni, prietenul din, care a fost în Indonezia, deci team liderul din Iran, a devenit opozant. Și nu mai avea acces la noi. Noi îl cunoșteam din Indonezia, profesor universitar. Și a intrat în vizită numai la noi și noi am simțit lucrul acesta, că el este cumva opozant al regimului și toți l-am îmbrățișat și l-am felicitat și toată lumea, deci am fost așa într-un gând, ne-am uitat unii la alții și atunci aparatul represiv de acolo, securitatea, observa lucrul ăsta și a zis că uite, are priză la noi și l-a lăsat. Deci practic noi am încercat să-i oferim o mână, să-l ajutăm. Era un profesor care pentru el îi termina cariera lucrul acesta, orice, da. Iar la întâlnirea cu președintele țării, că am fost și acolo, nu ne-a dat voie să facem fotografii, ne-a controlat. Manejat. Da. Am mers după un control foarte drastic. Întâi a început cu o rugăciune în arabă, deci la ei se roagă în arabă, deci învață araba pentru a se ruga. Numai în arabă se roagă.
Și după care a vorbit, bineînțeles, a lăudat realizările poporului iranian și ne-a dus pe scenă și am făcut fiecare țară fotografii cu el și ne-a dat și un cadou și o carte de vizită. Și surprins, mi-a vorbit în română ministrul de externe al lor și mi-a spus că a studiat în România și a dat doctorat în România. Ne iubeau tare România, prieteni, deci ne considerau prietenii lor. Deci când auzeau de România, nu știu. Aveau ceva apropiat. Da. Domnul profesor, vă invit să urmărim niște fotografii. Colegii mei le-au prelucrat. Fotografii făcute de către dumneavoastră. Am făcut o selecție de câteva fotografii și pe fundalul lor să le comentați. Da, aici este un ministru învățământului din Iran, care a deschis festivitatea, deci aici știm liderul din Iran, deci antrenorul echipei iraniene, a fost și în Polonia acum, un specialist, domnul din imagine este din Indonezia, timp liderul din Indonezia, a fost o primire din Grecia, chiar Maria, care o vedeți, a venit în fustă scurtă la premiere și toți ne-am pus mâinile în cap și au zis că ea nu se supune la nicio regulă. Domnul din Slovacia este tot timpul în ședință. Prieten Ronaldo Cruz din Bangladesh, ne înțelegem foarte bine cu el, profesor universitar. Aici am fost la verificarea instrumentelor astronomice, a fost o etapă de a verifica instrumentele cu care dau copiii, să vedem dacă avem o reținere. Erau instrumente exact cu care le aveam noi de la Suceava. Chiar dau copiii, le-ați adus de la Suceava astea? Nu. Și a fost tragere la sorți atunci a echipajelor, chiar le-am verificat, i-am întrebat și le-am zis la copii, vedeți, s-ar putea să dea așa ceva. Deci după cum știam, aici e lotul României, Marius Constantin cu două medalii de aur, una la fizică, una la astrofizică. De unde e de loc? Este din București, acum este la MIT în America. Oh. Deci toți îți plecați, da, primi bursi de 10.000 de euro. Niște copii extraordinari. Bine că o să facă venit în altă țară, că noi nu putem să-i ținem. Da, aici eram la, vedeți, un batic moldovenesc, e luat de la Fălticeni. Și era pentru selecția la proba observațională, aici era la deschidere, s-au îmbrăcat copiii în port tradițional, le-am adus și de la Fălticeni și de la Palatul Copiilor. Aici eram cu Cristian Teodorescu, ambasadorul României din Iran, un om extraordinar. Chiar ne-a invitat la ambasada României din Iran. Aici eram și cu inspectorul general din minister, Sorin Trocaru. Vreau să spun că acolo am avut niște realizări extraordinare. Deci au fost două medalii de aur, două medalii de argint, o mențiune. Aici este Ania, ghida noastră. Eram chiar pe treptele Palatului Șahului. Și era o persoană extraordinară, a plâns când am plecat, a văzut deschidere, da, sigur că da, era din China, team liderul din China, din Belarus, celălalt aici era la Palatul Șahului, vorbim de Aliamer. Aliamer, da, și vreau să spun că nu era un palat extraordinar. Sunt acum vile mult mai mari decât palatul lui, construite aici în România. Și îmi dădea senzația anilor 70. Mai fi cele din Snago. Da. Și chiar era un Rolls Royce iranian, deci făcut de iranieni, practic, acolo. În curte și toți se urcau în mașina șahului. Aici vedeți dumneavoastră o clasă de eleve iranieni. Deci au școală de fete și școală de băieți. Deci se înțeleg că în școlile lor băieții fac separat? Separat. Da, separat. Nu fac mix ca la noi, nu, și băieți și fete. Nu. Și au un program, uitați uniforma lor. Chiar le spuneam ce ar fi să le arăt în România, uite ce uniformă poartă. Parcă la noi călugărițele din mănăstiri. Da.
Așa este. Din cap până în picioare, da. Împachetate, da. Și în culoarea neagră. Aici, în jurul Teheranului, sunt munți. Am fost pe un munte la o cotă 3600. Vedeți, dumneavoastră, în fundal, deci munții nu sunt acoperiți. Noi avem o țară deosebit de frumoasă. Deci avem pădurile acestea extraordinare și chiar le spuneam la copii că am urcat cu telecabina până... Dar ei au știut să fructifice acest lucru și au realizat telecabine până sus în vârful muntele. Practic am schimbat de 7 ori telecabina ca să ajungem până sus. Ei au două anotimpuri. Da. Ori este foarte, foarte cald, da. Cu o căldură, da. Uscată, da. Ori este foarte, foarte frig și rece și cu zăpezi abundente. Da. Chiar zăpezile sunt gen siberian la ei. Da. Haideți să urmărim și filmulețele care le-ați făcut, o selecție, da, de filmulețe, da, pentru, da, că, da, sunt foarte interesante. Și rog regia să le dea, da? Da. Eram, tot timpul am plecat, am fost invitați la ministrul de externi. Au venit ministrii de externi al statelor participante. Ne-au primit extraordinar, am făcut fotografii cu ei, tot timpul ne deplasam pe teren, mergeam cu autocarele și câte 2 ore ca să ajungem la o destinație. A venit primarul Teheranului și ne-a oferit o masă în afara Teheranului, se vedea Teheranul de sus noaptea, extraordinar. Vă spun, erau foarte, foarte primitori, foarte... Aici erați în Teheran. Eram în Teheran aici, în Teheran. E foarte mare, are o populație de 8 milioane de locuitori. În schimb, au o infrastructură extraordinară. Cred că și polonezii la care am fost acum îi invidează pe iranieni. Chiar dacă nu au mașini ei extraordinare, aici eram într-un parc chiar a doua zi după ce am sosit în Iran, într-un parc din zona Iranului, o grădină botanică, mai bine zis, cu fel de fel de pești din ăștia colorați, cu urcai pe niște scări până sus în vârful lui, dar era dezolant când pe măsură ce urcai numai piatră vedeai, piatra ce dispăreau copaci și, da, se petruia tot. Ei se chinuiau să planteze copaci, să uscau și iar plantau și, deci nu ca la noi când se defrișează, la ei doresc să planteze, să fie verdeață, dar nu prea reușesc. O atmosferă plăcută, era răcoare, am stat atunci până după amiază, urma ședința de bord în care trebuia să discutăm despre subiecte, deci copiii au fost în alte locații, noi am fost izolați de copii. Li s-au luat telefoanele mobile, internet, au fost și bruiate, că aveau și stații de bruiaj și tot ce, astfel încât să nu intre în contact nimeni cu elevii și în perioada aceea, deci, s-așteptau și alte delegații, ne-au dus în vizită aici, în acest parc. Ne-am prietenit foarte mult cu grecii, ne-am păcat tare bine, chiar grecii nu se supuneau mai rebeli din, da, fire. Chiar au adus o sticlă se vede că cât ceai, fie de rebeli au cam ajuns ceai. Un pic în probleme. Da. Vreau să vă spun, urmărind filmele pe care ne le-ați pus la dispoziție, la un moment dat, nu știu, sper să nu mă înșel, dar am văzut o Dacia 1310. Da, 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 și noi am observat. Continuăm imediat. Da. Ce se vede aici? Este un niște vultur, garduri și un vultur din fier, nu? Din fier, da, din fier făcut, simbolul puterii pentru ei. Și acele garduri, de fapt, deci ce? Erau niște scări, niște trepte și ca să nu aluneci trebuia să te sprijini. Erau abrupte. Gard, da. Parapet. Da, 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 erau abrupte. Și era și un loc de rugăciune acolo. Deci, ce am observat, deci se și rugau. Aici unde ne aflam? Aici erau la o universitate din Teheran. Vreau să spun că am fost la au multe universități, sunt foarte buni specialiști. Deci, i-am văzut pe profesori universitari, am stat și la moderare cu ei, stăpâni pe
în știință sunt foarte buni. Iar dacă au reușit să realizeze arma nucleară, au reușit și cu ajutorul acestor universitari. Da. Am fost în universitate, practic era o uzină. Deci laboratoarele lor mi s-a părut că intru într-o uzină. Aparatură, tot ceea ce le trebuia la dispoziție. Chiar o problemă era cu o ranchetă intercontinentală este lansată dintr-un punct și ajunge un alt punct, nu spunea localitatea, dar am început să râdem. Da, și cu rachetele, să arăte că au rachete sau așa. Și trebuia să calculeze copiii că se mișcă pe o elipsă, cât e timpul de zbor și așa mai departe. Una din cele 18 probleme la partea teoretică. Am fost în vizită la Muzeul Național de Istorie. Au o istorie pe care multe state invidiază. Spuneți-mi, seara, până la ce oră au voie, că presupunând că într-un astfel de regim, cetățenii nu au voie decât până la o anumită oră pe străzi? Nu ni se dădea voie să ieșim, să zic, după deci ora 20. Deci rămâneați blocați în hotel sau unde erați cazați? Deci nu aveam voie să ieșim fără un om de pază. Nu m-a însoțit, chema taxiul, aveau în față mașină de poliție, în spate mașină de poliție, tot timpul ne păzeau, parcă se temeau de ceva. Ei spuneau să... Aici eram în bazar, spunea cineva că este cel mai mare bazar, deci bazarul din Teheran e chiar mai mare decât cel din Istanbul. Așa, și spuneați când ieșeați, numai flancați de poliție. Nu m-a flancat de poliție și numai cu taxiul. Deci nu aveai voie să mergi altfel. Deci era un regim totuși strict. Ei doreau să comunice, am mai comunicat pe Messenger după Olimpiadă. Ce m-a uimit când am plecat din Iran? Toată lumea și-a dat jos acoperământul de Rajabu, s-a dat jos femeile, inclusiv că erau europeni și că erau iranienci. Ei, când am sosit pe aeroport, toată lumea și-a pus basmaua. Da, deci cumva sunt părțite lucrurile, că doresc și libertate, deci văd și sunt doriți de lucrul acesta. Văd și trag cu ochiul la China, care a fost comunistă până în vârful urechilor și nu, oamenii nu trăiesc într-o lume a prostiei. Văd că libertățile totuși și spun cuvântul așa cu picătura, cu lingurița, cum ar fi ele adunate în folosul omului. Și mai mult decât atât, prezența dumneavoastră ca europeni și nu numai a dumneavoastră, și altor delegații din alte țări din Europa, chiar cinstit vorbind, nu le fac bine deloc. Și undeva ei, în adâncul sufletului, suferă. Suferă. Asta am observat și eu. Nu arată, totuși ei sunt zâmbitori, dar când am plecat, toți plângeau. Tocmai de aceea. Așa. Plângeau. Chiar asta așteptam să spuneți, pentru că tocmai lucrul ăsta este ca o despărțire de un prieten foarte drag pe care și l-a dorit să-l revadă oricând și în afara țărilor, nu numai la ei în țară. Da. Iar la președinte n-au venit timp liderii de studenții, că mare majoritate n-au venit la întâlnirea cu președintele, sau care au venit s-au îmbrăcat în verde. Îmi povestesc ceva de un ghid iranian care a nimerit undeva, ei nu au voie. Ce n-au voie ei să mănânce? Ei nu au voie să mănânce porc, nu au voie să bea. Și acum când am fost la Olimpiada Internațională din Polonia, deci unul din elevi o mânca numai porc toată perioada. Un elev iranian. Da. Care l-ați văzut și acolo când ați fost în Iran? L-ați recunoscut? Nu l-am. Noi eram despărțiți de elevi, deci la deschidere și la închidere când le dădeau premiile, care luau premii. Și pe o parte am mai recunoscut. Când a ajuns în Polonia așa... Da, nu m-au mâncat porc, nu m-au... O fumat și o băut și l-a făcut dușmanul domnului pe ăștia și nu stăteau de vorbă cu el și într-adevăr, nu știu ce o fi pățit. Da, nu știu ce o fi pățit, dar el a fost ca o revoltă ostentativă. Era foarte bun profesionist,
Am înțeles că a luat și o medalie, dar asta e. Iar acolo, referitor la echipa României, deci cum am fost noi tratați, a venit consilierul președintelui împreună cu niște translatori. Culmea, era consilier președintelui și nu știa engleză. Deci îi traduceau, am înțeles lucrul acesta. Și ne întreba pe noi, echipa românică, a văzut ce rezultate am obținut. Deci am fost al doilea în lume și primii în Europa. Ne întreba cum avem structurat învățământul. Deci efectiv am stat 4 ore împreună cu inspectorul general din minister. Și le-am spus detalii. Asta facem noi în România. Până și nu înțelegeau noțiunea de diriginte și cât e important. Și au scris pagini întregi. Asta este învățământul de la noi. Nu avem secret. Uitați, puteți să-l aplicați la dată. Că zice, cum ați reușit să aveți performanța aceasta? Da. Pentru că la ei, vă spun, noi pregătim copiii câte 2 săptămâni, că nu sunt fonduri, că așa e la noi, și ei țin câte 6 luni copiii într-un program de pregătire. Și nu mai spun ce aparatură performantă au și pentru a medalie. Totuși mi se pare prea mult să răpești din viața unui copil 6 luni pentru o medalie. Noi din Iran ne-a venit ideea că în 2014 să organizăm Olimpiada Internațională aici în România și sperăm că va fi și în Suceava Olimpiada Internațională. Deja am lansat invitația și în Polonia. Acum ei ca și popor eu cred că va fi o schimbare, dar e bine să nu fie provocați, pentru că ei își apără practic bogăția, țara. Ei au fost, poporul acesta a fost asuprit atât de britanici, li s-au furat bogățiile, practic, pe prețuri de nimic. Acum, dețin iarăși pe prețuri de nimic. Ei sunt susținuți de China, da, și de Rusia. Și foarte important de spus că dețin o cultură vastă, o istorie, da, bogată. Au foarte multe obiective turistice foarte vechi. În plus, au și biserici ortodoxe, pentru că, da, acolo au pășit și vechi, da, ortodoxi și, da, în istoria antică. Și ar fi păcat ca această țară să aibă un sfârșit sau o dominație americano-britanico-israelită, da, într-o conjunctură total nefavorabilă și criză economică financiară mondială, probleme în lanț cu țările din Uniunea Europeană și așa mai departe, un război ar fi problematic și discutam cu câteva cunoștințe în domeniu, ar fi probabil și un război devastator și un butoi de pulbere acolo. Periculos la adresa întregii lumii. Sigur. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră și mă bucur că ne-ați povestit despre Iran, despre Persia și cu plăcere să ne întâlnim și în alte teme. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și mult succes echipei de astronomie. Să dea Dumnezeu. Mulțumim. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Ne întâlnim joia viitoare la aceeași oră la o nouă ediție emisiunii Lumea în care trăim. Și nu uitați, construiți în bine lumea în care trăim. La revedere și numai bine!